Iubiții mei, vorbim în aceste săptămâni despre biruința creștinului. Biruința asupra lumii. Cuvântul lui Dumnezeu spune în pasajul pe care l-am citit în dimineața aceasta din 1 Ioan, capitolul 5. Este una dintre frazele foarte importante ale Scripturii. Și anume că lumea zace în cel rău. Versetul 19 din 1 Ioan, capitolul 5. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Lumea a fost imobilizată. Lumea a fost capturată, supusă și imobilizată. Și zace în cel rău. Când vorbim despre cineva care zace, vorbim despre un muribund, vorbim despre cineva care este pe moarte, vorbim despre cineva care este atât de bolnav încât este imobilizat la pat. Această stare a lumii nu are în vedere doar o boală, are în vedere moarte spirituală. Cuvântul Domnului ne spune în Efeseni că noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Starea lumii nu are de-a face cu cineva care este grav bolnav, ci din punct de vedere spiritual, are de-a face cu oameni morți. Pentru că păcatul deja a produs moarte în om. Când Dumnezeu a spus omului în grădina Eden, în ziua în care vei mânca, vei muri, moartea aceea a intrat în om și din punct de vedere fizic. Compoziția lui genetică a fost alterată. Păcatul a scris moarte. În toate celulele lui. Dar instantaneu s-a petrecut moartea spirituală, separarea de Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin apostolul Pavel în Corinteni că a supus ființa umană și a supus natura, dacă vreți, prin păcat. Ceea ce asigură biruința diavolului împotriva lumii și imobilizarea lumii în această stare de a zace în cel rău. Este păcat. Boldul morții este păcatul. Capacitatea morții de a imobiliza, de a pune stăpânire pe om. Fie că este vorba de moarte spirituală, fie că este vorba de moarte fizică. Ceea ce îi dă putere este păcatul. Când Domnul Iisus Hristos a venit în lume, a venit să rezolve problema păcatului. Pentru că dacă nu rezolva problema păcatului, nu rezolva problema morții. Acum, noi oamenii avem impresia că problema noastră este moartea. De aceea luptăm pe toate planurile. Laboratoare de medicină, de genetică, foarte avansate. Oamenii cei mai inteligenți din lumea asta studiază cum să nu ne îmbolnăvim, cum să ne vindecăm, cum să fim mai longevivi, cum să trăim mai mult și mai bine în lumea aceasta. Și atacă aspecte legate de sănătate, de microbi, de tot felul de disfuncțiuni și dezechilibrări chimice și biologice în organismul nostru. Iată de ce industria vitaminelor și a resurselor chimice pentru organism este extrem de profitabilă.
Pentru că te duci la doctor, îți faci analizele și spun, îți lipsește fier, îți lipsește vitamina D, vitamina C, vitamina cutare și ne umplem de tot felul de vitamine. De ce? Pentru ca să creăm balanță, echilibru în organismul nostru. De ce? Ca să nu ne îmbolnăvim. De ce? Ca să trăim mai bine și să trăim mai mult. Pentru că ne lovim de problema aceasta a îmbolnăvirii și a morții. Și Domnul Iisus Hristos nu elimină din ecuație nevoia de doctor. Eu cred că Dumnezeu a lăsat în lumea aceasta, în naturalul acestei lumi, resurse pentru îmbunătățirea stilului nostru de viață și pentru vindecarea noastră. Vă aduc aminte că inclusiv în domnia de 1000 de ani, atunci când oamenii nu vor fi ajuns în eternitate, acolo unde este tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, Biblia spune că frunzele pomului vieții vor sluji la vindecarea neamurilor. Ultimul segment de existență al neamurilor, al acestei entități, pentru că în eternitate nu mai sunt neamuri, acolo este poporul lui Dumnezeu, Biserica Domnului și Israelul uniți ca și popor sfânt. Ultima oară când există neamuri este în domnia de 1000 de ani. La sfârșitul domniei de 1000 de ani, diavolul va fi dezlegat și zice că va veni din nou și va înșela neamurile să se mai răscoale odată împotriva lui Dumnezeu. Ei, în timpul domniei de 1000 de ani va fi longevitate, va fi prosperitate, va fi sănătate, pentru că stăpânirea va fi a lui Hristos. Copilul care va cărmui cu un toiac de fier întreaga omenire, adică o domnie absolută. Nu-i spun dictatură, pentru că dictatura are o conotație negativă, dar autoritatea și stăpânirea Domnului în domnia de 1000 de ani va avea un caracter absolut. Biblia spune că oamenii nu vor putea să declanșeze războaie, toate armele vor fi convertite în instrumente de prosperitate economică, agricolă și așa mai departe, inclusiv problemele de sănătate ale omenirii vor fi abordate în domnia de 1000 de ani și Dumnezeu, chiar dacă nu va da acces la roadele pomului vieții, va da acces la frunzele pomului vieții, despre care spune în Apocalipsa 22, că vor sluji la vindecare în perioada aceea. Deci Dumnezeu acceptă ideea de medicină într-o formă sau alta, care să ne ajute să ne îmbunătățim stilul de viață și să putem să trăim pe pământul acesta. Deși noi recunoaștem ca și copiii lui Dumnezeu că firul vieții noastre este pe degetul lui Dumnezeu și nu în mâinile noastre sau ale oamenilor. Dar Dumnezeu a pus în noi instinctul acesta de supraviețuire care este absolut esențial stilului nostru de viață. Și acum, problema omenirii este următoarea. De fapt, sunt două, dar într-una. Noi considerăm că problema noastră este moartea și noi considerăm că problema noastră este moartea fizică. Iată de ce omenirea se luptă cu propriile ei puteri și întoarce spatele lui Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu nu are compasiune față de durerea despărțirii noastre, dar asta se întâmplă universal la mântuiți și la nemântuiți, la pocăiți și la nepocăiți. Murim și ne despărțim unii de alții. Este o realitate. Nu pentru că lui Dumnezeu nu-i pasă de îmbolnăvirea noastră, de suferințele noastre, dar, dragii mei, ca omenire, cel mai bun lucru pe care l-am putea face este să recunoaștem că asta e pe umerii noștri, e din cauza noastră, e opera noastră, lacrimile pe pământul ăsta, durerile, suferințele, toate nenorocirile, cataclismele, suntem vinovați până și de uragane și de cutremure, pentru că spasmele pământului
Sunt rezultatul faptului că l-am îmbibat ca pe un burete de sânge, de silnicie, de nedreptate, de răutate. I s-a făcut rău pământului de noi. Zice Biblia că toată firea suspină în durerile nașterii. În România n-am înțeles despre ce este vorba așa de mult, decât din poveștile pe care ni le spuneau mamele și soțiile noastre. Însă acum, probabil, mare majoritate a bărbaților au experimentat și știu că când Biblia vorbește despre durerile nașterii, vorbește despre cele mai teribile dureri posibile. Știți că pământul suferă aceste dureri? Și că ele se accentuează de la un an la altul? Știți că pământul este un martor a întregii răutăți a oamenilor? Dumneavoastră veți spune, de unde atâta sânge, fraților? Nu mă refer doar la războaie, aș putea să mă refer la războaie. Zeci și zeci de milioane de victime. Aș putea să mă refer la crime. Fiecare zi auzim de anumite zone din orașul acesta care este bântuit de crime. Putem referi la avorturi, zeci de milioane de vieți stinse și curmate în mod brutal. I s-a făcut greață pământului, de aceea se zvârcolește și durerile i s-au accentuat că nu ne mai suportă. Știți că pământul va fi purificat prin foc? Știți că pământul își dorește focul lui Dumnezeu? Zice Biblia că însăși firea așteaptă eliberarea. Mii de porci au preferat să se nece în apă decât să fie infiltrați de posedare demonică. S-au aruncat de pe râpă și s-au necat. Și demonii aceia tot în adânc au ajuns, că au rămas fără trupuri pe care să le posede și să le controleze, că asta au dorit să rămână printre noi. Dragii mei, în vremea aceasta, pământului a ajuns să-i fie dor de focul lui Dumnezeu. Mai degrabă decât să rămână sub opresiunea păcatului și a nebuniei acestui neam ticălos, îl numea acum 2000 de ani Petru în ziua cinzecimii. Cum e astăzi? Or, cuvântul lui Dumnezeu, pentru că noi creștinii, care nu zacem în cel rău, care nu suntem morți, pentru că am fost aduși la viață împreună cu Hristos, spune Pavel în Efeseni, pentru ca noi să fim biruitori în lupta aceasta, pentru ca să nu ne târască satana în păcat, să ne înțepe boldul acesta și pe urmă să trepidăm, să tremurăm de frica morții fizice, a îmbolnăvirii fizice și să credem că asta e problema noastră. Ne cheamă la o viață de biruință împotriva păcatului, pentru că problema noastră nu este moartea, e păcatul. Și problema noastră nu este moartea fizică, ci cea spirituală. Când înțelegem asta, spuneți-mi, fraților, la ce spital mergem? Ce tratament vrem? Ei, oamenii din lumea aceasta, obsedați de problema morții fizice și de problema morții în general, uită că salvarea lor este în jertfa Domnului Iisus Hristos, care poate să ne mântuiască sufletele și să ne dea viața veșnică. Și acum, bineînțeles, toate remediile, toate tratamentele sunt importante, sunt bune, le căutăm, le dorim. Nu știu câte medicamente aveți voi în casă, eu am medicamente în casă. Am și în geantă.
Cam, ba, alergii, ba, una, ba, alta. Plec cu ele în geantă, oriunde mă duc, mă duc cu ele după mine. Nimic rău cu asta. Dar dacă este cineva care zace în cel rău, soluția ta nu e la farmacie. Soluția ta nu este un tratament, nu este un doctor, nu este un expert. Soluția care îți dă viață și sănătate este jertfa Domnului Iisus Hristos, este Dumnezeu, este locul acesta unde ne tratăm din punct de vedere spiritual. Și aș vrea în dimineața aceasta să vorbesc despre două mărturii ale biruinței creștine. Două mărturii care trebuie să fie prezente în viața noastră. Vedeți, de la versetul 6 la versetul 9 ni se vorbește despre aceste mărturii, dar vreau să încep cu versetul 9, prima parte. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și vreau să vă vorbesc despre mărturia personală și mărturia providențială, despre cele două mărturii. Mărturia personală, mărturia omului, nu e de neglijat. Marea majoritate a lucrurilor care se întâmplă în lumea noastră se bazează pe mărturia cuiva. Sunt mărturii adevărate și sunt mărturii mincinoase. Dar viața, funcționalitatea societății noastre este imposibilă fără mărturia oamenilor. Oameni care se duc și mărturisesc despre ce au văzut, despre ce știu, despre ce s-a întâmplat. Cărțile noastre de istorie se bazează pe mărturii. Și credem că, sau ne închipuim că, sau sperăm că, marea majoritate să fie adevărate. V-am povestit odată de ceea ce a spus președintele Nixon când a trebuit în disgrație să-și părăsească funcția de președinte și un ajutor de-a lui a spus, zice, domnule președinte, eu cred că totuși istoria va fi blândă cu dumneavoastră puțin mai târziu. Și el zice, Henry, depinde cine o să scrie istoria. Nu avem garanții că tot ce citim în manualele de istorie este adevărat. Cei care ați învățat în România istorie știți că o mare parte din ce s-a scris acolo, ăștia și pe Vlad Țepeș l-au făcut comunist și pe Ștefan cel Mare l-au făcut comunist. Toți au fost comuniști. L-ar fi făcut și pe Domnul Iisus comunist, numai trebuia să spună că n-a existat, nici ca persoană fizică n-a acceptat că a existat. Scumpii mei, mărturia personală este importantă, inclusiv atunci când vorbim despre mântuire. Cuvintele noastre au putere. Biblia spune că în puterea limbii stă viața și moartea. Mărturia personală este importantă. Dar lângă mărturia personală trebuie să așezăm mărturia providențială, mărturia lui Dumnezeu, care este mai mare. Și mărturia oamenilor e mare. Mărturia lui Dumnezeu este mai mare. Și vreau să vedem care sunt lucrurile care definesc mărturia personală și apoi mărturia providențială. Când vorbim despre mărturia personală, primul lucru despre care vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu este credința, mărturia credinței. Vorbim mai devreme despre mărturia lui Petru. Domnul Iisus Hristos a spus, cine zice lumea sau cine crede lumea, că noi zicem ceea ce credem, cine mărturisește lumea că sunt eu? Pe un proroc, cineva important, mă rog, un învățător. Cine ziceți voi că sunt? Ce credeți voi despre mine? Și Petru a identificat foarte bine identitatea Domnului Iisus Hristos și așa începe 1 Ioan 5 cu 1. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Pavel spunea, prin mărturisirea cu gura se capătă mântuirea. Și credința din inimă. Credința din inimă trebuie să fie, dar ea trebuie exprimată. Într-o mărturie verbală, publică. Dragii mei, nu ieftinim harul lui Dumnezeu atunci când
în 5 minute. În urma faptului că oamenii au crezut în inima lor și au mărturisit credința, îi declară mântuiți. Pentru că Biblia spune, cine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Se produce ce? Nașterea din nou. Nașterea din nou se produce instantaneu, nu este un proces. Maturizarea și sfințirea sunt un proces. Nașterea din nou este un eveniment. Prin credința mărturisită se primește naștere nou. Cine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Aici avem un punct de divergență, pentru că sunt foarte mulți oameni care stau pe gânduri să te declare sau nu copilul lui Dumnezeu sau născut din nou. Ori cuvântul Domnului spune că botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat. Cine are cuget curat? Cine este născut din nou? Cine este copilul lui Dumnezeu? Ascultați, știu că după ce unul mai târziu se leapădă de credință și păcătuiește și așa, vin oameni și spun, băi, ăsta n-a fost niciodată mântuit și pocăit, pentru că le stricăm doctrina. Că ei au doctrina că cine e mântuit nu-și poate pierde mântuirea, nu poate să își abandoneze mântuirea, gata. Ei, asta distruge spiritul responsabilității personale a creștinului. Foarte bine s-a punctat la ora de rugăciune că doar atunci când noi dăm putere diavolului, el are putere în viața noastră, dar lucrul acesta se poate întâmpla, inclusiv la cei care au fost născuți din nou. Pentru că altfel n-ar exista lepădare de credință sau cădere din credință. Dacă declarăm că n-au avut credință, pentru că aici e clar, credința te naște din nou. Puteți să spuneți amin la asta, fraților, mai credeți Biblia așa cum este ea? Păi dacă zice cine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu, așa e. Da, într-un minut îl declar mântuit, născut din nou și pocăit. În ziua cinzecimii au întrebat, fraților, ce să facem? De acolo, de la locul mărturiei Duhului Sfânt, i-a luat și i-a dus direct la apă și i-a botezat. Și în ziua aceea s-au adăugat aproape 3.000 la numărul celor mântuiți. Lăudați să fie Domnul! Hei! Dacă cine crede că Iisus Hristos sau Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu, înseamnă că suntem mântuiți prin credință. Și auziți ce spun versetele 4 și 5. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, adică cine are credință, este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Acum ascultați, există credință și credință. Există credință mântuitoare și există credință biruitoare. Și există nu neapărat o diferență, ci doar ceva în plus în credința biruitoare față de credința mântuitoare. Credința mântuitoare este generică. N-ai făcut nicio faptă, n-ai făcut nimic care să te recomande, care să-ți dea merite, care să-l oblige sau să-l determine pe Dumnezeu să te primească și să spună, ești mântuit. Doar credința din inimă și mărturisirea cu gura ți-au adus mântuirea. Credința biruitoare înseamnă nu ceva diferit, ci ceva în plus. Și ne introduce în responsabilitatea personală a noastră ca și credincioși. Versetul 5. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Bun, am rezolvat problema credinței.
Al doilea ingredient al mărturiei personale este dragostea. Și ascultați ce spune cu cuvântul lui Dumnezeu. Mai întâi în versetul 1, oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe Cel ce L-a născut, care este Dumnezeu, care este Iisus Hristos, iubește și pe Cel născut din El, care este aproapele meu în credință, fratele și sora mea în credință. Dacă îl iubesc pe El, iubesc și pe frații mei, pentru că suntem mădulare în același trup. Și acum, cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Acum, frați și surori, credința mântuitoare nu putea include poruncile lui Dumnezeu, păzirea poruncilor. Că de păzeam poruncile lui Dumnezeu înainte, n-aveam nevoie de pocăință. Pentru ce am venit noi morți în greșelile și în păcatele noastre ca să primim mântuire? Pentru că eram străini de poruncile, de legămintele lui Dumnezeu și toate legămintele sfinte despre care vorbește Pavel în Efeseni capitolul 2 se bazează pe condiții. Vreau să repet și să vă aduc aminte. Dacă cineva vreodată predică sau numai din greșeală scapă că dragostea lui Dumnezeu este necondiționată și că promisiunile lui Dumnezeu sunt necondiționate, ori nu știe Scriptura, ori răstălmăcește Scriptura. Nimic din ce a spus Dumnezeu vreodată nu este necondiționat. Totul este condiționat. Citiți Scriptura de la A la Z, din scoarță în scoarță, toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin, dar condiționate. Condiționate. Care este condiția aici? Să păzim poruncile Lui. Ce include credința mântuitoare ca să devină credință biruitoare? Păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Și dumneavoastră veți spune, frate, dar am vorbit de dragoste. Și Dumnezeu spune, când mărturisești credința din inimă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, o faci într-un moment în care Dumnezeu ți-a făcut lumină în suflet și în cap și ai priceput că într-adevăr există Dumnezeu, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ai mărturisit public această credință. Dar ca să spui, te iubesc, Doamne, vorbele sunt ieftine. Oricine poate să le spună fără să le trăiască și Dumnezeu spune, practic, când îmi spui te iubesc, îmi păzești poruncile. Versetul 3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în, acum deja credem că e Fiul lui Dumnezeu, credem că e Dumnezeu, credem că s-a jertfit pentru noi, credem că a venit în lume, credința mântuitoare e stabilită. Am ridicat mâna, am declarat-o, am mărturisit-o, suntem declarați născuți din nou fiii lui Dumnezeu. Dar acum trebuie să-i spunem că-L iubim. Și El zice, mulțumesc frumos, păzește poruncile mele. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și dumneavoastră veți spune, am încurcat-o. Dintr-o dată ne uităm la poruncile lui Dumnezeu ca la o povară îngrozitoare pe care trebuie să o purtăm în fiecare zi șontâc, șontâc, încovoiați și striviți sub povara poruncilor lui Dumnezeu. Ascultați, fraților, și poruncile lui nu sunt grele. Nu sunt grele. Păcatul este greu. Povara și consecințele păcatului sunt grele, sunt insuportabile, sunt oribile. Cu cât conștiința noastră este mai sensibilă, cu
atât cele mai mici greșeli devin povere apăsătoare. Când noi am venit la Domnul Iisus Hristos, atunci am venit striviți sub povara păcatelor noastre. Poruncile Lui ne protejează. Moartea este apăsătoare, viața este o binecuvântare. Și El ne dă viață prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin credință, prin păzirea poruncilor, care ne protejează de boldul morții. Atunci, a treia mărturie, am vorbit de credință, am vorbit de dragoste, vorbim de mărturia neprihănirii. Auziți ce spune de la versetul 16 la versetul 21. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața. Pentru cei care n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu, aici e vorba de Domnul Iisus Hristos, cel născut din Dumnezeu cu că mare este Iisus, îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Aici e nevoie de o clarificare. Când tu dorești să rămâi în Hristos, când tu păzești poruncile Lui cu scumpătate, când tu iubești pe Dumnezeu și iubești poruncile și ești în Hristos, diavolul nu are acces la viața ta. Nu te poate împunge cu boldul păcatului. Pentru că poziția noastră în Hristos ne face inatacabil. De aceea suntem mai mult decât biruitori. Biruința a fost deja câștigată. Suntem de neatins câtă vreme suntem în Domnul Iisus Hristos. Ideea de a avea păcate care nu duc la moarte și păcate care duc la moarte este extrem de periculoasă, pentru că probabil cineva deja și-a notat în memorie, am să merg să întreb, frate, care sunt păcatele care nu duc la moarte? Să le fac și eu. Dați-mi o listă de păcate care nu duc la moarte, că dacă nu la moarte, poate că sunt simpatice, poate că sunt plăcute, poate că ne plac păcatele alea. Știți că marea majoritate a păcatelor nu ne plac nu datorită plăcerii de o clipă, ci datorită consecințelor. Mulți dintre pocăiți se feresc de păcate nu pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, ci pentru că se tem de consecințe. Și farisei au venit să primească botezul lui Ioan și Ioan le-a spus, pui de năpârși, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare, de consecințe. Duceți-vă, faceți fapte vrednice de pocăința voastră și până veniți să declarați, sunt și eu al Domnului. Frați și surori, și în 1 Ioan capitolul 1 și 2 și aici, când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre păcate care duc la moarte, putem să atacăm puțin problema din perspectiva hulei împotriva Duhului Sfânt, care poate să însemne și ea multe lucruri, nu numai să declari când Hristos face lucrări prin Duhul Sfânt și prin puterea lui Dumnezeu să spui că le face cu dracii, cu Belzebub. Și aia a fost o hulă și le-a spus, aveți grijă că în contextul ăla, a spus Domnul Iisus, hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată. Însă ce părere aveți de Anania și Safira, care au primit o sentință imediată datorită faptului că au mințit pe Duhul Sfânt, încercând să portretizeze ceva care nu era real în viața lor. Când noi vorbim despre păcate de neiertat, definiția simplă și necomplicată a păcatelor care duc la moarte sunt păcatele nemărturisite, care sunt neiertate și nepărăsite. Păcatele astea duc la moarte. Un stil de viață programat spre păcat duce la moarte.
Știți că în Evrei capitolul 10 spune că și dacă păcătuim cu voia, intenționat, sfidător la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ține seama de păcatele de trecut, de vremurile de neștiință, dar păcatele astea sunt taxate. Acum vreau să spun ceva, stimați frați și surori. Nu toate bolile, nu toate durerile și nu toate nenorocirile din viața noastră sunt ca rezultat al păcatului. Știm lucrul ăsta. Unele sunt pentru ca Dumnezeu să-și arate slava, altele sunt pentru ca Dumnezeu să ne purifice, să ne pregătească pentru un scop. Altele sunt pentru că toată lumea în natura aceasta care îmbătrânește, se îmbolnăvește și moare, suferă probleme și dureri. Avem probleme de sănătate toți. E o chestie naturală, normală de viață. Diferența între pocăiți și nepocăiți se vede cum reacționăm. Noi ne întristăm că nu ne pare bine, dar nu ca cei care n-au nădejde. Ei sunt disperați și nu mai văd nimic în viitorul lor. Ei, vorbim acum specific de problema păcatului din viețile noastre. Când un copil al lui Dumnezeu îl iubește pe Dumnezeu, zice, dacă vreunul dintre voi a căzut deodată, dacă cineva vede pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, este o slăbiciune, este o cădere, este un accident, îi pare rău, se căiește, vrea să scape de păcat, vrea să fie reabilitat, vrea să-și îndrepte viața. Te rogi pentru el? Pentru ca să-și păstreze starea de neprihănire. Și Dumnezeu îl ajută. Cum? Știți că atunci când vorbește Pavel în Corinteni despre cina Domnului, spune, dacă ne judecăm noi, nu ne judecă Dumnezeu. Dacă ne judecăm noi, sau dacă nu ne judecăm noi și ne judecă Dumnezeu, o face ca să nu ne judece în ziua judecății finale. Cu alte cuvinte, problema păcatului din viața noastră, ca și copiii lui Dumnezeu, se rezolvă prin judecata personală, când noi ne mărturisim păcatele, părăsim păcatele și ne îndreptăm viața. Să ne ajute Dumnezeu și să ne dea putere. Aceste păcate nu duc la moarte. Păcatul care nu duce la moarte nu-i minciună. Minciuna nu duce la moarte când o mărturisești, când te pocăiești și când nu o mai faci. Dacă aveți curiozitatea să știți care sunt păcatele care nu duc la moarte, toate păcatele nu duc la moarte când îți pare rău, te pocăiești, le părăsești și le mărturisești și nu le mai faci. Gata. Ați înțeles? Pentru că ne iartă toate păcatele noastre. Nu căutați să vă satisfaceți curiozitatea întrebând care sunt păcatele pe care le pot face. Să ziceți, astea nu duc la moarte, le putem face. Nu. Cel mai mic și mai nevinovat păcat pe care îl întreții, pe care îl continui, de care nu te pocăiești, pe care nu-l plângi și pe care nu-l părăsești, te va duce la moarte. Și când îl vezi pe un om care în mod voit, nu accidental, ba mai mult, nu numai că păcătuiește, dar îi vede de bun pe cei care săvârșesc asemenea lucruri, mai mult este înfierat cu fierul roșu în conștiința lor și încearcă să-i târască și pe alții în păcatele lor. Ioan spune, pentru asemenea oameni nu mai există nicio jertfă de răscumpărare, pentru că ei calcă în picioare Duhul Harului. Nesocotesc, batjocoresc sângele legământului. Treaba lor cu Dumnezeu. Ei, uneori când o slăbiciune devine adâncă și acută în viața noastră și ne pare rău și ne zbatem și ne luptăm cu ea, cuvântul Domnului spune că intervine Dumnezeu, pentru că pe măsură ce păstrăm un păcat în viața noastră și nu rezolvăm problema lui, el devine din ce în ce mai adâncit în noi, conștiința noastră devine din ce în ce mai relaxată, pentru că trebuie să ne uităm în oglindă. Ori ne lăsăm de păcat, ori punem mâna pe gura conștiinței și nu mai lăsăm să țipe, pentru că ne deranjează. Și atunci Dumnezeu, pentru că știe că-L iubim, că vrem,
că suntem prinși într-un lanț, vine și dacă nu judecăm noi, judecă el, că judecata nu implică doar să zic sunt greșit, ci judecata implică să mă las de păcatul respectiv. Numai să-l mărturisesc, să-l părăsesc. Dumnezeu intervine cu judecata lui și aduce în viața mea stări care mă îndreaptă spre pocăință. Zice, bunătatea și asprimea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Pentru că starea de neprihănire este absolut esențială în mărturia noastră personală. Noi putem declara nici că credem, nici că iubim, dacă nu trăim o viață sfântă și neprihănită. E mărturia noastră personală. De seară, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vorbesc și despre mărturia providențială. Dar acum hai să ne ridicăm în picioare. Și în rugăciunea aceasta să includem în lista păcatelor care nu duc la moarte toate păcatele pe care le mărturisim, le părăsim, de care ne pare rău și de care ne pocăim. Și să includem în lista păcatelor care duc la moarte toate păcatele pe care nu le părăsim, de care nu ne pocăim, pe care nu le mărturisim și în care rămânem legați. Și acum judecați dumneavoastră. Când avem aceste două liste, mă rog din toată inima ca toate păcatele de pe lista asta, a păcatelor care nu sunt tolerate, care duc la moarte, să le trecem pe lista păcatelor care nu duc la moarte, fraților. Cum? Între cele două liste avem remediul pocăinței. Haideți să ne rugăm Domnului și să ne ajute să ne pocăim, să ne sfințim, pentru că vrem să fim pe lista vieții și nu pe lista morții. Ne rugăm cu toată biserica.